Salut tuturor! Numele meu este... În video clipul ăsta o să vin despre mașini Santa Kia Emergency. Desigur am observat și episodul al 3-lea și al 4-lea. Desigur mai aștept și episodul al 5-lea, însă mai aștept episoadele astea, mai ales de camera de 0 ani. De ce pe chestia asean, episoadele de apar mai așa pe luni și marți. Luni apare episoade de 01, iar marți apar cele de la Kia Emergency. Înainte de toate, apăsați și voi de butonul de like. Apreciez foarte mult dacă faceți asta. Dați și un share să vadă și pe timp voi știa că vezi pe din sigur. Și un like ca să fie familia mea unită. Familia Vision, de sigur, apăsați pe clopoțel. Ca să vedeți notificarea pe numai vreodată posibile. Deci puteți să lăsați și comentarii frumoase. Pe inima și foarte mult dacă faceți asta. Desigur, am spus, dați like. Trimiteți mai departe și apăsați pe butonul de subscribe dacă vă place contentul meu și sigur apăsați pe clopoțel ca să vă intre notificare. Deci, începem! Să fiu sincer, nu prea am cine știe ce emoții sau măcar surprindere despre mașina Kia Emergency. Însă mă aștept și eu un pic mai mult de la creatorii acestui serii. Mă aștept foarte mult contentul ce îl dau, mai ales de mecauri. În primul rând, episoadele 0, 1 și 2 pe care le-am văzut. Episodul 0 s-a concentrat mai mult la cei 4 Kia Emergency. Episodele 1 s-a concentrat mai mult pe Juru, Kia Mei Red sau Rangerul Red, roșu. Apoi s-a mai concentrat la Senna la episodul al doilea, Rangerul Verde, mai un pic și pe Juru, pe care să-i testeze de Juru calitățile de lider. Și de la episodul al treilea s-a concentrat mai mult pe Shiguru, Rangerul albastru. Desigur, Shiguru are și o personalitate mai vastă, așa, o personalitate mai seioasă, ca un fel de actor. A vizitat și părți amuzante, mai ales de toate celelalte. În episodul al treilea s-a concentrat mai mult pe Shiguru, mai ales de actoria sa. Mai ales mai era unul, un fel de monstru, care aparența unui om, care avea nu știu ce chestii pe cap. Și de chestiile alea care puteai să le pui rerotai. Adică, se zicea că pune o chestie pe cap cu rotița aia. Și când osul atingea pe rotiță, fiecare persoană îi strivea capul. Iar în episodul al doilea a fost mai mult despre un monstru, mai mult care juca un fel de joc de rugby. Mai mult spunea fotbal american, dacă spuneți așa. Fotbal american rugby, fotbalul nostru este soccer. Dar noi nu spunem soccer, ci fotbal. Mai ales când e vorba despre tipul ăla cu rotița și acolo, aia scena... A fit acolo. Încă o să mai spun despre ce încă mă doi. Doctorița și celălalt galben, gamerul și doctorița, care doctorița este rangerul roz, iar gamerul rangerul galben. Însă rangerul galben este mai mult un fel de lider în treaba asta. Este mai mult un lider. Adică știe că el este un lider. De asta nu are toate calitățile de a fi lider. Adică nu are compasiune cum are Juru. Adică diferența de Juru și cel galben este că Juru este un pic mai... poate un pic mai copilăros decât el, însă el știe și el. El vrea să toată lumea să fie unită. Are o compasiune în toată asta. Adică știe că el e diferit. Adică fiecare om e diferit, gândește cum trebuie. Însă, poate în episodul 5-a o să fie soluție un pic la Rangerul Galben, poate o să mai răspund numele lui. Însă, eu acum vreau să mă concentrez numai la totul esențial. Mai ales că Shiguru i s-a prins aia la cap, însă a început tot timpul să continue, însă Juru a încercat să-l convingă, de mai mult o să-l arăte de el. Însă a existat o modalitate de Juru care a făcut-o și a fost foarte amuzantă. Și anume, l-a convins prin puterea filmului, actoriei, sau cum îi spune.
Și mai ales că în episodul precedent, episodul al doilea, am văzut numai mecauri. Adică mecaul roșu, galben și verde, care s-au îngropinat în Grand Mage, iar cea mecaul albastru și roz s-au transformat în Sky Mage. Iar acum o să toate celelalte 5 mecauri se combină ca să facă Kirai Mage. Însă, de toate acestea, încă nu știu sigur ce se va întâmpla mai departe, însă mai așteptăm foarte multe chestii pozitive. Încă m-am amenitizat de spoiler, scuzați-mă. Acum, în episodul al 5-lea, în episodul al 4-lea ne concentrăm mai mult despre prințesă. Prințesa care îți crede că tatăl său învie din cauza unchiului său malefic. Care a spus de mai următor, unchiul malefic care l-a omorât pe taicăsu, regele Orin, din tărâmul cristalelor. Da, cam asta era, tărâmul cristalelor. Și cred că prințesa că e singura de aici care poate să conducă. Asta a crezut și eu. Pe așa apare un flashback în care tatăl său, așa când îi spune copilii sale, prințese, că ea o să rămână prințesă, o să devină prințesă, dar mai parte îi spune că o să devină o femeie foarte iubitoare, foarte înțelegătoare și desigur că e foarte naivă să creadă treaba asta că de la unchiul său malefic, generalul al trădării, generalul al betrayer. Da, adică cu chestia că e generalul al trădării, care o păcălește un pic, nu chiar a convins-o emoțional, însă ea crede toate cuvintele astea, deși cel galben știa, și la fel și Juru, amândoi știa asta. Însă era o piatră ciudată din partea unde prințesa a fost într-un fel de cristal ca să se protejeze ea, atât piatră cu știa de KMA Stones. Însă ea nu se ducă cristalul unchiului său, însă nu știu foarte multe despre acest cristal. Dar cred că speculează că cristalul acesta cred că este o parte de a forma un KMA Stone care o să fie Machine Express. Desigur, mai este și un mecha mai malefic, un fel de mecha mai violet spre negru, care se forma unui tren, combinația unui tren și a unui T-Rex. Și acel tren poate să formeze un T-Rex și de apa care se dobare pe cheia mea. Desigur, a dobărât și un monstru de care generalul mască, așa îi spun generalul mască, să nu mă întrebați bine că eu nu rețin toate numele japoneze. Generalul mască trimite un fel de monstru ca să-i ajute, însă generalul al trădării folosește chiar un monstru propriu său mecha ca să distrugă acel monstru. Și partea aia unde este lama, treaba asta. Deci nu pot să cred că... Bine, m-am crezut și eu de la vorbele sale. Pare așa pe de convingător. Însă Juru a declarat un... Aici are un punct de vedere de acolo. El a folosit un fel de gemeni. Adică un fel de cristal creat în episodul al doilea ca să locuiască pe Sena la concurs. Însă Juru nu a refuzat treaba asta. Evident că l-a refuzat. Însă a folosit un gemeni să locuiască pe el în lupta cu Mecha. Mai ales copății care râdeau creaturile alea cristalice. Când râdeau, s-au un clopoțel. Și chiar așa este. Însă motivul adevărat al lui general Bătrei, a.k.a. unchiul prințesei, și a.k.a. fratele lui Orin, cam așa e numele lui.
Mai ales despre treaba asta cu râsul. Și nu prea știm foarte multe despre unchiul și de intenție sale. El mai multe vrea asta pentru a-și descoperi putere, nu chiar că îl controlează tipul ăla malefic. Și de aceea a devenit cezarul al trălăi. Însă, poate în episodul 5-lea, jurul nu o să fie foarte prezent. O să vedem, cred că 3 Kiriami Stones apărând. Și o să vedem și King Express, unde o să vedem combinația între dinozaurul ăla, trenul dinozaur și Mecha Express. Am spus că Kiriami Express ar putea fi de al 6-lea Ranger. Însă, da, cred că a mai venit un pic cam prea devreme pentru treaba asta. Însă, eu sper să apară un Ranger nou al 6-lea. Nu știu ce m-am gândit. A putea fi unul cu chitară, ca cum ar fi fost un ninja, dar nu știu. Însă, poate o fi ceva al 6-lea Ranger ce poate o se ducă pe prințesă și după să are o atitudine așa mai... nu știu. O atitudine un pic mai crezută, dar însă de încredere, nu știu. Asta e o fel de teorie. Nu chiar s-ar întâmpla. Însă, asta e o fel de idee a mea. Și multe idei care le am despre acest serial. Încă nu știu sigur dacă chiar este o serial foarte perfect. Nu prea văd ceva incredibil. Adică nu văd nimic schimbat sau ceva radical să mă uimească. Nu văd asta. Adică nu mă surprinde pe mine treaba asta. Episodul... Și de treaba asta în episodul 3 la că... Și eu nu mai știu cum chema, am uitat cum îl chema pe Angel al noastră. Spunea așa o gafă. Și cu gafele alea care greșești atunci când faci un videoclip. Mai ales când videoclip sau la filmări. Greșești... Toată lumea ne zura asta. Mai ales și... Chiar este ăla albastru. Adică ce albastru. A ieșit bine, nu? Tot aia are de-a de el. Și atâta asta la sfârșit când... spunea after credit-uri așa la tot dansul ăla, pune așa mai un clip acolo la grafe amuzante sau nu știu, ceva chestii amuzante. Însă, cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut. Eu sper să fie ceva schimbare în toate astea. Eu am fost... Ne vedem de zi, de la următoare. Pa!